Mulțumesc și eu. Bună ziua, bună ziua domnule primar, bună ziua domnilor primari, bună ziua doamnei deputat, domnilor deputați, domnilor consilieri județeni. Bună ziua codlenilor. Este unul dintre momentele cele mai frumoase pe care îl trăiesc de când am intrat în această meserie, pentru că sunt mândru să asist la ceva ce este foarte greu de conceput în România. Ca o comunitate care nu are o forță financiară, nu are de partea sa ministere și, știu eu, diverse organizații culturale foarte puternice, să aibă ambiția și nu doar să vorbească, ci și să facă, iată, un muzeu. Este un început și astăzi o să spun că o să vedeți, vizionând expoziția, că este un început profesionist și bine făcut și putem spune că nu este un proiect local prin patrimoniul care s-a strâns, prin munca depusă până în prezent, discutăm de profesionalism și discutăm de multă, multă grijă pentru patrimoniu. Astăzi, Codlea este capitala culturală a țării Bâlței și vă amintiți că există o legendă că acum 800 de ani se punea problema cine să fie capitala țării Bâlței. E clar că nu poate Codlea să ajungă în postura de capitală administrativă, dar eu, cum am văzut că se desfășoară lucrurile aici, sunt convins că nu doar astăzi, ci în viitor, în multe alte zile, Codlea va fi capitala culturală nu doar a țării Bâlței, va fi capitala culturală a județului Brașov și o să avem momente când, sper eu, după ce o să avem absolut toate încăperile pregătite pentru a găzdui muzeul, o să avem chiar expoziții de nivel național. Oricum veți avea surpriza plăcută să descoperiți jos în expoziție piese care pot oricând să intre într-o expoziție de nivel național. Codlea are o istorie superbă, o istorie frumoasă. Ați văzut pe meșul prin care facem reclamă expoziției doar două elemente. L-avem pe Ziegler, care este o personalitate de nivel european și care trebuie pusă în valoare, și avem o imagine superbă cu arhitectura de la Belle Époque, de 1900, a Codlei. Felicit Primăria Codlea și felicit pe Cătălin Ocean, care a reușit să restaureze centrul istoric al Codlei și că i-a redat imaginea de acum 100 de ani, când practic această comună medievală a intrat în modernitate și când oamenii erau mult mai liniștiți, mai relaxați și mai aveau calitatea vieții, chiar dacă nu aveau poate tehnologia de astăzi mult mai ridicată decât noi. Eu sper acest muzeu să contribuie la ceea ce trebuie să fie viața noastră de zi cu zi. O viață în care să încercăm să ne găsim timp și pentru lucrurile frumoase, nu să alergăm doar pentru, știu eu, ambițiile noastre profesionale, materiale și de altă natură. E bine să vizitați acest muzeu, vă invit să-l vizitați alături de copiii dumneavoastră, de nepoți, de prieteni, de turiștii care vor veni în Codlea. Eu, cu siguranță, din Brașov sau din Reșnov, o să invit toți vizitatorii muzeelor și monumentelor noastre să vină la Codlea, pentru că, e clar, din acest moment, Codlea nu deschide doar un muzeu. Codlea intră într-un circuit de turism cultural și de patrimoniu. Un astfel de muzeu ca ceva de la sine înțeles. Cu atât mai mult respectăm și admirăm aceasta. Și în viitor, comunitatea este dispusă să ajutăm în continuare pentru desăvârșirea secției etne germane săsească, dar și a întregului muzeu. Nu vă jenați să ne cereți ajutor. În limita posibilităților, o să facem tot posibilul ca muzeul tradițiilor din Codlea să fie un muzeu prezentabil, un muzeu de care să fie mândru fiecare codlean, oriunde ar trăi în lumea asta.